Bun venit la Farfuria Veselă, eu sunt Dana. Rețeta de astăzi e simplu, desert, tort cu o cremă cu caramel. Încep cu blatul și vă voi spune ingredientele pentru a-l pregăti. Am nevoie de 5 ouă de mărime medie la temperatura camerei. Am nevoie de 150 de grame de zahăr, un praf de sare, 30 de grame de amidon, 130 de grame de făină, esență de vanilie și 10 grame de praf de copt. Voi începe cu pregătirea tăvii. După cum vedeți, eu am o tavă din aceasta ajustabilă. Decupez un cerc mai mare decât diametrul tăvii inițiale. Crestez foaia de copt pe margini pentru a se potrivi perfect în interiorul tăvii. Am uns tava cu unt în interior și am pus hârtia, pe afară o îmbrac în folie de aluminiu pentru a crea o bază cât de cât stabilă. Ung din nou tava cu unt și voi pune hârtie de copt din nou pe marginile tăvii, hârtie ce va fi un pic mai înaltă decât tava inițială. Dedesubt avem nevoie de o tavă de cuptor pentru a muta blatul mai ușor în cuptor și în afara cuptorului. Și vorbind de cuptor, îl voi preîncălzi la 180 de grade. Voi coace blatul în acesta. Amestec făina cu praful de copt și cu amidonul. Separ albușurile de gălbenușuri. Peste albușuri voi pune un praf de sare și le voi spuma cu mixerul spumă tare. Încep la o viteză mai mică, după care măresc viteza mixerului și spumez bine de tot aceste albușuri. Adaug esență de vanilie și voi pune zahărul acum în ploaie și continui să mixez. Voi obține o bezea pățoasă. După care adaug gălbenușurile, unul câte unul. Și voi incorpora ingredientele uscate în aluat cu o spatulă. Nu voi amesteca cu mixerul. Și vorbind de amestecat, este mai mult o împăturire. Împăturesc ingredientele acestea uscate și le încorporez cât mai bine în aluat. Torn acum aluatul în tava pregătită și voi coace în cuptorul preîncălzit. Spuneam la 180 de grade, până când acesta va fi copt, aproximativ 25-30 de minute. Facem testul cu scobitoarea după 25 de minute. Dacă mai este nevoie, îl mai lăsăm la copt, dacă nu, îl scoatem și îl voi lăsa să se răcească. Îl voi scoate din tavă pentru a se răci mai rapid. Îndepărtez hârtia de copt de jur împrejurul blatului și îl voi pune pe un grătar să se răcească complet. Între timp pregătesc caramelul cu 200 de grame de zahăr, 80 de ml de apă, 80 de ml de frișcă, 50 de grame de unt și un sfert de linguriță de sare. Într-o creticioară voi adăuga zahărul împreună cu apa și voi pune acest amestec pe focul de la aragaz la foc mic până când se transformă în caramel. Vedeți că zahărul își schimbă culoarea, devine, are o culoare de chihlimbar, este foarte fierbinte, așa că aveți grijă atunci când adăugați untul. Îl lăsăm să se topească. Voi adăuga și sare pentru a da mai multă savoare. Opresc focul și voi adăuga frișca. Și las acest amestec să se răcească complet. A venit timpul să pregătesc crema.
pentru care voi folosi 250 de grame de frișcă lichidă neîndulcită, 250 de grame de cremă mascarpone, de brânză mascarpone, o linguriță de vanilie și caramelul ce s-a răcit. În vasul mixerului voi pune crema mascarpone împreună cu frișca. Folosesc o frișcă naturală, neîndulcită. Ambele le-am ținut la frigider, atât crema mascarpone cât și frișca. Brânza mascarpone este o brânză cu gust de frișcă, neîndulcită, la fel. Încep să spumez până când frișca se montează. Adaug și caramelul. Am păstrat din caramel cam două linguri pentru decor. Amestec bine. Și verific dacă acest caramel este bine încorporat. Adaug și vanilie. Eu am o pastă de vanilie, dar puteți adăuga esență de vanilie. Și amestec bine, bine de tot. Aceasta este crema pentru tortul de astăzi. Pentru că vreau să însiropez blatul, voi amesteca o lingură de zahăr cu puțin lapte călduț, aproximativ 100 de ml de lapte călduț. Putem adăuga și vanilie. Eu adaug acum o esență de vanilie, aproximativ o linguriță. Blatul răcit îl voi felia în 3 părți egale și puteți vedea cât este de pufos și va fi un tort absolut delicios. Așez acum prima felie într-un platou. Voi însiropa cu laptele amestecat cu zahăr. Și voi pune cremă. Nivelez crema cu o spatulă. Așez cea de-a doua felie și o însirope și voi pune cremă din nou. Ultima felie de blat și pentru a mă asigura că siropul pătrunde foarte bine în această ultimă felie, o înțep cu o scobitoare și însiropez bine de tot și ultima felie, după care voi îmbrăca tortul în cremă. Va trebui să stea la rece în frigider pentru a se așeza foarte bine, după care îl veți putea decora după cum vă pricepeți mai bine și va fi un tort delicios. Un tort de casă, simplu și gustos. Eu am decorat tortul cu acel caramel pe care l-am păstrat și l-am pus într-o pungă de poș. Am tăiat doar puțin la vârf și am picurat acel caramel. Arată drăguț, îl țineți la frigider după cum vă spuneam și este un tort de casă deosebit de gustos. Mulțumesc mult de tot pentru vizionare, sper că veți încerca și voi rețeta și îmi veți lăsa în comentarii părerile voastre. Nu uitați să vă abonați, activați și clopoțelul de lângă pentru a primi notificare atunci când postez o nouă rețetă, dați like rețetelor ce vă plac și lăsați în comentariile voastre în căsuța de dedesubt. Numai bine să aveți, nu uitați să fiți veseli pe data viitoare!